pentru desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare ale Consiliului Local din data 24-11. Vă rog să-mi permite să deschid ședința, așa cum a fost convocat conform dispoziției 182 din 17-11. Prin consultarea Consiliului de prezență suntem statutari, așa cum prevede articolul 139 și 134 alineatul 3 litera din OGU 57 pe 2019, codul administrativ. Vă rog să vă prezint ordinea de zi. Articolul 1, avem aprobarea procesului verbal al ședințului din 25-10, respectiv 31-10-2002 a Consiliului Local Scorțeni. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna octombrie 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Menționez faptul că proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 menționăm faptul că avem proiect de hotărâre prin execuția bugetară cheltuielor pe trimestrul 3 anul 2022. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. La articolul 5, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 de lei pentru doamna Zavrac Elena, cu domiciliu în comuna Scorțeni, în Dezbacău, reprezentând ajutor de înmormântare a defunctului Zavrac Costică Cumnat, cu fost domiciliu în comuna Scorțeni, în Dezbacău. Deci, la articolul 6 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierului local. De asemenea, domnul consilier, vă aduc la cunoștință faptul că mai este introdus de domnul primar peste ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru imobilul numărul cadastral 61-25-7 cu suprafața de 325 metri pătrați și a imobilului cu numărul cadastral 69-25-9 cu suprafața de 83 metri pătrați, teren situat în sat Scorțeni, comuna Scorțeni de Zbacău, proprietatea domnului Avram Ion și doamna Avram Lenuța. Domnule președinte, vă rog să supuneți proiectul ordinea de zi și a suplimentării acesteia. Bună dimineața! Sunteți de acord cu aprobarea procesului verbal? Ordinea de zi. A, și suplimentare. Ordinea de zi. Da, cu ora. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal. Sunteți de acord? Sunt eu la cuvânt. Da? Domnul. Da, pot să... Domnul, da, să... Și la ședința anterioară am hotărât că, înaintea aprobării procesului verbal, primăria va aduce la cunoștință toate cererile consilierilor care au fost în ședința trecută. S-a consemnat, domnul secretar, s-a venit cu un răspuns la ce au cerut consilierii? Au fost transmise către autoritățile locale. Deci așa cum a fost menționat data trecută privind izvoarele de la domnul primar, știe foarte bine, s-o mers la fața locului, sunt izvoare care nu pot fi captate, am înțeles pe partea cealaltă cu doamna Vici, o lua măsurile care au fost pe avantatea controle și cu apele române și cu astea. Deci ele sunt în derulare, deci sunt aduse la cunoștință, deci nu sunt lăsate de izbeliște. Nu, au fost aduse la cunoștință, domn primar știe, au luat măsurile care au fost de urgență atunci ce ați menționat dumneavoastră. Deci, domnul consilier, sunt de acord cu răspunsul, nu am nimic împotrivă. Dar e important să ținem o chestie înainte de aprobarea procesului verbal, să ne se aducă la cunoștință ce cere fiecare. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu propunerea colegului nostru. Că altfel vorbim în ban și va rămâne consilierul numai cu vorba. La televizor, da. Da, era vorba de cereri, de exemplu, Ionuț Șipcă a propus ca ședința să înceapă de dimineață, la 8:30. Da. Nu înțeleg. Nu, merg la ședința trecută, nu? Eu spus ce știți. Nu, dar vreau să spun, știți, sau unul alt a propus altceva, să-i spun, da, e tine, am luat în considerare. Cu privire la rolul prezenții, eu am hotărât, sunt oameni din dumneavoastră care au serviciu. Și trebuie să... Și la ora 9:30,
La vară, când e vacanță și așa, atunci o să fie la 8.30. La 9.30 mi se pare corect, oamenii mai au servici. Știți ce se întâmplă? Cu toții ne-am asumat că faptul că vrem să fim consilieri și trebuie să ne îndeplinim obligații. Că avem servici, când avem servici, eu știu că... Hai, vă scrie la cuvânt, da, mai ușor. Da, scrie la cuvânt, nu ca așa. Hai să dăm înțeles că ai situația care nu copii, dar... Sunteți de acord cu ordinea de zi? Și procesul verbal. Și procesul verbal. Da. Da, e de acord. Da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna octombrie 2020. 22. 22, da. 2020-22. Conform anexei, parte integrată în prezenta hotărâre. Sunteți de acord cu școala? Cu școala. Asta nici ar mai trebui impus pentru... Trebuie este. Așa e dosoriază. De ce sunt Articolul 3. Proiect de hotărâre privind execuție bugetară, cheltuieli pe trimestrul al treilea, anul 2022. Întrebări? Să-mi scrie la cuvânt. Avem o sumă acolo pentru dansuri de 7.000 de lei. Domnul primar, aș ști ceva să mai execute vreo... Muzică și dans? Da. 5.000 de lei. Nu, 7.000 la... La execuții 7 și la rectificare 5. 7.080. S-au făcut cursuri de... S-au făcut? Da. Da, dânsul s-a tăiat, dați factura, adică este... Da. Când nu s-au făcut de o lună jumătate, de pe 14. De când nu s-au făcut? Nu s-au făcut de pe 14 octombrie, acum, dansul. Nu mai faci bani de asta. Nu, cât de asta m-au întrebat părinții. Deci, sau dansurile s-au făcut, sau... Da. Da. Trebuie așa că... Este o comisie dată prin dispoziție de domnul primar care supraveghează și sunt procese verbale de recepție a orelor efectuate. Domnul profesor și de muzică și de dansuri vine cu un raport de lucru pe ore, pe zile, exact când se efectuează și se face recepția orelor. Da, și ce număr de copii mai sunt la... Ca număr de copii, nu știu. Adică mare așa, trebuie să vedem suma asta de bani dacă regresește. Acum s-a suspendat și muzica și dansurile. Deci nu mai este la oră. Nu, pentru că mai am facturi restante. Deci facturi din consiliul local, din comisia respectivă, care face... Nu, doar din primărie. Din primărie. Din primărie. Sunt trei persoane. Care sunt persoanele care fac parte? Aron, Alina, Crăciun și Dorina. Dorina. Dar de ce n-ați propus pe cineva de la școală din moment ce sunt elevii școlii beneficiari? Așa mi se pare normal. De la școală, dar este activitate extrașcolară. Extrașcolară, dar ținând cont că la școală se fac activități extrașcolare, automat trebuie să fie un cadru didactic. În condiția lui voi? Da, nu ca și voi, eu așa văd normal. Dar nu este, contract încheiat de primărie, nu este contract încheiat de școală. Este activitate extrașcolară organizată de primărie, nu de școală. Asta trebuie să înțelegem. Școala are activitățile ei extrașcolare. Dar e vorba de o activitate care nu poate fi desfășurată fără o sumă de bani. Și ținând cont că nu ai voie să iei de la părinți, automat trebuie să finanțezi primăria. Și nu se lucrează în colaborare. Colaborare, dar nu poți să pui de fiind finanțat să pui comisii de recepții din cadrul școlii. Era vorba doar de o persoană. De exemplu, la 1 decembrie, dacă se face activitate ca așa ar trebui anul ăsta să facă, că nu s-o făcut nici la ziua eroilor, cu ce trebuie vă duceți la școală să vină să cânte copiii la monument? Așa se face din toate... Nu, să spună, n-am nicio legătură cu primăria. Păi da, uitați că și primăria sponsorizează școala. Că și acum avem aici la rectificat niște bani care ce-am putut păi să... Păi da, și atunci se bat capul. Da, aici e problema.
Domnul Balcău s-ar putea să facă, nu? Nu, este din Consiliul de Administrație. Nu, dar vreau să zic că e și acolo. Având... Dar nu, întreb pentru că suma e foarte mare și nu se pregăsește cu... Poftim? Da, are și copii, da. Deci, ideea este ca să nu e... Propuneți, putem să sistem, dacă vreți, eu n-am nicio problemă, dar e vorba pe care copii. Cei care prestează, eu propun ca cei care prestează să nu existe niciun dubiu, să vină cu un raport de activitate. Dar vine, domnule, este. Vine cu un raport de activitate. Are raport de activitate, acolo sunt, regăsesc orele, data... Tot. Dar pentru a elimina toate suspiciunile, se poate pune... Pentru dansuri, vă spun că s-au făcut orele, pentru că și eu am copiii mei care merg la dansuri și s-au făcut. Deci eu vă pot, confirma că s-au făcut la dansuri. Deci nu se mai fac de asta. La dansuri s-au făcut orele. S-au făcut orele, pentru copiii mei au mers. Știi ceva de muzică? Nu, dar la muzică nu s-a mai făcut. S-a făcut o perioadă și acum nu mai am niciun raport, nici factură, nimic. La... Doar ce este restant din urmă. Da, haideți să facem la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Execuție bugetară. Pentru? Execuție bugetară. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Inițiator, domnul Gheorghiță Cătălin. Cine se înscrie? Ondu? Ondu. Domnul Mihice. Domnul Firescu. Să mai înscrie cineva? Da, domnul Norescu. Da, după discuțiile care le-am avut și când am proiectat bugetul domnul primar, văd că s-au pus datoriile care erau pe funcționari către 20.000 către susținere culturi. Sunt pentru domnul primar? Da. Satul Florești și satul Sporțeni, da? Nu. Bisericile. Grigoreniu, parcă a primit cum a primit. Este cerere. Parohia Grigoreni au primit cei 10.000 de lei care au fost aprobați în bugetul inițial. Da. Acum s-a propus de către domnul primar 20.000, dar sunt două cereri. Cerere de la Parohia Scorțieni și încă o cerere de la Biserica Adventistă Grigoreni. Deci două cereri sunt în... Am înțeles. O să fie și cerere de la Parohia Florești și înseamnă că această sumă o vom împărți în trei. În trei. La Grigoreni deja s-a dat. 10.000 de lei. Grigoreni am primit 10.000. Și am discutat că o să ajutăm să fim echitabili cu toate. Un echilibru cât de cât cu toate parohiile, da? Da, deci este bine. Mulțumesc. Trecem pe secțiunea dezvoltare, dar în primul rând am mai discutat la buget că vom ajuta domnul primar și copiii din comunitatea noastră care duc mai departe datinele și obiceiurile. După discuții și mai apropiate, văd că nu ați prins această o sumă pentru acești copii. Nu știu dacă este bine să ne gândim numai trecut și prezent. Nu avem o destindere și către viitor. De aceea am văzut că ați mai pus aici și o să vin cu un amendament, dacă colegii mei, am discutat și pe comisie, dacă colegii mei vor fi de acord cu acest amendament, văd că ați pus bani pentru achiziționare centrală electrică primărie, 11.000. Sterilizatorul este obligatoriu,
Modernizarea iluminată este obligatorie, că suntem așa. Reactualizarea PUG este obligatorie, că este binevenită. Vreau să mai întreb, amenajarea trotuară între școala, între școală și grădiniță. Știu că acest... Dar vreți fi cu minus, domnul Ondru, că de acolo am luat bani, dar mai completat la buget. Că nu se face anul ăsta, că nu-i gata cu grădinița. E cu minus. Deci de acolo s-au luat bani, nu se... că se face acum iarna. Deci de acolo s-au luat bani, am completat ca să echilibrăm bugetul. Am înțeles. De, nu, dar vreau să întreb că știu că nu s-a lucrat încă la agenție. Aia am luat banii de acolo. Am înțeles. Păi eu de asta am întrebat. Asta aducă bani. Avem sistem de monitorizare și siguranța spațiului public. O să mărim cu bugetul cu 12.000. Aici ce... Vorba de PNRR. Da? Trebuie să facem documentația. Deci am pus o sumă mică acum ca să ne apucăm de documentație, că am fost acceptați pentru investiții de 21 de miliarde 100 și vechi pentru camerele la vedere în toată comuna și stații de încărcare electrică. Și trebuie să terminăm documentația. Este bine, da? N-am înțeles ce înseamnă Centrul Comunitar Integrat Comuna Sport. Centrul Comunitar Integrat, vă spun, au venit ieri de la București pentru a ne apuca de treabă. Singurul spațiu disponibil care se pliază este școala de la Florești, va fi reabilitată cu 140.000 de euro, un centru comunitar prespitalicesc, adică se vor face activități de către medici, specialiști, de către fetei la UNICEF, pentru persoanele cu probleme până ajunge la spital, să oamenii din zonă să ducă aici la doctor specialiști care vor veni săptămânal. Mai mult nu pot să vă spun că din program, că nu știu. Mai mult? Internări de o zi. Așa. Zi. Și... Hai să facem altceva. Nu punem 12.000, rupim și punem mai puțin ca să avem prins în buget ca finanțare și să să punem și la... Aici cu ursul, cu... Dar de unde tăiem? Că n-ai de unde să tai. A ajuns unde trebuie. Până la urmă ce am vrut noi să facem? În un centru comunitar. Foarte bine. În tabulare drumul trebuie. Părerea mea este... Părerea mea este pentru amendamentul care l-aș propune. Am putea lua bani de undeva. Reducem din astea, 12.000 și 12.000. Două secunde, dumneavoastră. Primăria Sporceni i-a fost aprobat 18 metri și ceva, 20 de metri aproape cub de lemn foc. Avem centrală termică. Care văd dar avem vizdeți, domnul. Nu funcționează. Deci centrala Picureni, am băgat 380, trebuie să meargă. Eu vă spun așa, eu am făcut o solicitare la, ca să vă lămuresc, către cei cu sondile la Florești, am uitat cum numește societatea, acceptul prin telefon a fost pozitiv, solicitarea este făcută scrisă de 2 săptămâni, aștept pentru copii, eu am cerut 10.000. Dacă îmi dă 5-6 cât îmi dă, aia o să-i punem pentru... Și aia se dă prin dispoziția... Aia, da, aia se dă prin dispoziția primarului, nu se mai face prin credințarea specială. Dacă nu se dă. Deci eu, dacă avem central, deci avem... Nu, la central nu, și aici centrală. Să punem și... De unde credeți, de la școală 38.000 nu poți să tai și așa e puțin, mă cerbă 2 miliarde. De la această centrală, când am stat și până... Nu, dar găsim alte soluții, dacă... Nu, haideți să găsim o soluție din, cum a zis doamna Dici, vechi, Lidia. Nu, rugăm câte o bucățică care există prinsă în buget. Hai să luăm 2.000 dintr-o parte, 3.000 dintr-o parte și gata. 2.000, nu, trebuie să fie un 5.000. Trebuie să ne gândim și la viitorul comunii. Care sunt la centrală nu, centrală nu trebuie. Sunt cete care chiar cheltuiesc ca să promoveze, să ducă mai departe. Nu, nu, dar la centrală electrică îi sfânt cât consume atâta... Da, să facem economii, să fie economii, să face economii. Nu, dar cât consume atâta plătești. Bun, haideți să facem așa. Eu nu știu, haideți să prindem, domnul secretar, nu, supun la vot amendamentul care să luăm de undeva, adică poate nu trebuie să fie amendament neapărat. Că dacă este înțelegere și bună voință, o putem face să ajungem. Dar unde? Dați-mi soluții.
găsiți dumneavoastră o soluție. Putem lua 2000 de lei de la centru comunitar care poate nu ne trebuie atâția bani până aici. Oricum ne trebuie, dar am prins. Deci cum să spun? Ce o să mai trebuia să mai găsim în altă parte? Dar luăm acum 20.000 de la centru comunitar. 2000 de lei de la centru comunitar. Sunt nimic de premiază copiii, oricum o să mai fie electrificat. Nu este vorba de premiază. Aici este vorba copiii ca să poată să facă. Care vin cu colindă. 2000, nu-i bine așa? 10.000 doamnă, o secundă. Copiii ca să poată să meargă cu ursul, închirierea unei piei pe o singură zi costă 10 milioane. Deci o singură... Stați, băi, dar să avem prinși. Trebuiau prinși până acum, banii ăștia trebuiau prinși. Totuși, nu sunt. Nu, dar ce niciodată doamna, nu sunt. Păi da, ce spune doamna contabilă? Dar să găsesc pentru altceva. Păi da, ce spune doamna contabilă? E posibil ca marți dimineață să facem, că mai am ceva. Marți, nu avem cum să telefonic facem încă o rectificare, încă, pentru că debea să depune o rectificare. Da. Nici nu am timp să dar în, în să la, până de Moș Nicolae. După 10 decembrie o să vedem că poate să mai primim niște bani. Acum, la sfârșit de an, doar știți, în decembrie se mai dau bani. Noi, pentru a fi sigur, până la urmă, nu dau cioara de mână pentru cea din par. Dacă luăm 2000 de la centru comunitar și 2000 de la sistemul ăsta de... Da. Și rămân. Deci avem... Da, dar aici sunt deja achiziții făcute, mai sunt contracte încheiate. Deci nu am cum să tai de aici de la investiții. Pentru că sunt facturi de plată. Eu ce am prevăzut aici sunt facturi de plată. Domnul primar, deci 2000 de lei ar merge de la... De la centru comunitar și ar mai merge 3000 de la PUG. PUG-ul a spus 59. Ce ar fi dacă ar fi 56? Nu, nu. Deci la PUG este 59.000. Mai avem de la începutul anului prins în lista de investiții, da, de la PUC s-au mai prins 30.000, avem 89.000, iar la PUC am factură de 88.060 pentru documentație tehnică, suport topografic și cadastral pentru elaborare PUG. Eu deja am factură, eu deja am factură de plată. Eu n-am cum să tai de aici, pentru că asta ar însemna să rămâi iarăși cu factură restantă. Comunitar 20.000 cu promisiunea domnului primar că va suplimenta suma. Cel mai bine ar fi să tăiem din bunuri și servicii sau să prevăd aici unde am pus un 58.000, să adaug un articol din 58.000, să tai un 5.000. Da. Și să punem pentru date și obiceiuri. Domnilor consilieri, o propunere. Că tot vrem bani pentru tradiție. Sunteți de acord ca banii pe luna decembrie, care e indemnizația de consilier care o avem noi, 500 și cât de lei, să o donăm pentru date și obiceiuri. Cine eu sunt de acord. Spus doamna contabilă, rămâne 53 și 5.000 se duc către... Și dacă ne mai vin din sponsorizare, așa o să completez cu aia prin dispoziția mea cu 2-3.000 de lei cât îmi dă ca să am pentru toți, nu, nu numai pentru... Deci să fim banii ăștia să vor da în baza unor cereri, poate sunt mai multe ceti. Deci să împărțim echidistatul, da? Da? Păi dar vezi? Tu te uiți. Da, vă mulțumesc și... Dacă este dialog, este și înțelegere. Domnul primar, avem o problemă gravă cu apartamentul din comună. O sumă prevăzută pentru apartament, pentru modernizarea acoperișului, pentru repararea acoperișului. Dar asta sunt zis așa, nu este, dar... Am discutat-o la început, dar... Da, la primăvară e dărâmat, ce să mai... Da, nu, ideea este că
că trebuie să ținem cont și de acest apartament. Cum s-a reparat școala la Florești, cum s-a făcut fațada, la acoperiș, nu se poate face aici. Acoperișul, da, acoperișul, da, măcar să nu plai în el, nu mai trebuie altceva. Nu, dar trebuie să nu se mează, vă rog, de data aceea. Nu, 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 nu. Am fost da, în comisie. 40, cred că. Vă spus, deci facem o anticalculație. Am fost în comisie la apartament și atunci am propus, când am fost în comisie, să se înlocuiască siglele care sunt lipsă. Siglele sunt în podul, în pod, dar nu știu dacă s-a intervenit și ceea ce nu cred că nu s-a intervenit nimeni. Deci o să plouă în el. Deci țigle sunt și am zis atunci, până când o să prindem banii și să-l acoperim, trebuia înlocuite niște țigli care și sunt, nici nu măcar nu trebuie bani, trebuie doar un singur om sau o firmă să vină să ne înlocuiască. Consemnează secretarii că... S-a făcut lucrul ăsta, am consemnat și atunci și am zis că să ține cont. Și mi-aș mi-aș aminte. Hai să vorbim eu cu cineva. Mi-aș aminte tu. Eu am spus așa, acum adică mi-am spus, dar cumva credeți că e o sumă disponibilă să luați undeva, dar văd că nu... Nu, am întrebat, credeam, s-a mai gândit, mai dat. 4 miliarde 900 de plătievul la apă. Azi factură de 15.000 pentru studiul de la ABA pentru apă. Deci o grămadă. Mai avem din dat la sede, la CNAIR, că am depus de ieri la CNAIR, deci și acolo, în funcție de un sistem de calcul, foarte... Nu știu ce, la 3-4 mii de euro și pentru avizul la CNAIR, pentru sistemul de apă care îl vă băga. O grămadă de bani. Să faceți un deviz estimativ, măcar să avem în vedere costurile, la acoperiș, care sunt. Omule, eu am să vorbesc cu o firmă, să schimbi cine le schimb eu. Nu acum. Deci la început, vorbesc cu cineva să schimbi trei țigle. Acum da, dar eu am fost și era 35 mii de lei. Am chemat firmă, au văzut, mi-au făcut listă de materiale și ajungea la 35 de mii. Măcar să cumpărăm materialele anul ăsta, dacă nu, sau anul următor. Am vorbit cu cineva exact de la de demand. Erau bine la momentul ăla de dată chirii, că cineva o solicitat. Trebuie să fac scris. Era bine dată chirii atunci când s-o solicitat, poate omul repara simplu. Cum a făcut ăsta, domnul care a fost cu Ramona, cu Joie, cum a fost acolo, a făcut omul reparați. Vă rog frumos, încă o întrebare la dumneavoastră. Spuneți-mi și mie, centrala asta electrică, va fi eliminată centrala pe lemn și va fi paralel, centrala electrică? Paralel, pentru că pe timp de zi, ca să și gândesc corect, lemn o să mai fie, pe timp de zi, cât suntem pe aici, o să meargă centrala pe lemn și cu sistem automat, în cazul în care noi plecăm de la ora 4-5, când se pleacă, să pornească aia cât pornește automat și până dimineață, deci nu mai trebuie focistul care vine la ora 5 să facă focul. Să mențină temperatură, dar cheltuiala constant. Cheltuiala n-a fi dublă? Nu, cheltuiala o să fie acoperită la anul pe sistemul de panouri fotovoltaice, nu e cheltuială dublă. Pentru că o reglez la doamna o tip. Îți face economii la persoana pe care o plătești să... Da. Nu știu dacă face economii persoana nu, care o plătești cu persoana cu curentul care îl consumă pe timp de noapte. Că vorbim numai de 6 luni pe an. La instituții unde au trocat. Vorbim numai 6 luni pe an, atât. Nu vorbim mai mult. Nu poți să-i mă pregunți, domnul președinte. Vreau să condiții și mereu numai economii. Și urmează la anul și la școală, dacă putem să... Doar am vorbit de anul ăsta, dar uitați că dacă nu ajung banii, și la școală trebuie. Să aibă tot la fel. În cazul ăsta, trebuia școala prima dată. Școala e altă mențiune, nu sunt cazul ăsta. Nu știu câte sute de milioane. Și o să întrebați că, da, oare de unde s-a cheltuit atea strigă? Nu se duc din iluminatul. Iluminat public, iluminatul... Da. Festiv, acuși... Haideți, supuneți la vă, domnul, dacă nu mai se dispuneți. Supunem la... Cine este pentru? Domnul consilier, să mulțumesc, vă rechitare. Suntem cu... Cu amendamentele astea. Da, da, cu condiția să prindeți suma. Da, domnule, da. Și cu condiția să se prindeți suma. Da. Dar sunt menționat. La 5, nu? Da. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 de lei pentru doamna Zabrac Elena, cu domiciliu în comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor de înmormântare defunctului Zabrac Costică, cumnat cu fost domiciliu în comuna Scorțeni, județul Bacău. Și aici aș vrea să intervin eu puțin, că nu înțeleg aici cumnat și cu fost domiciliu în comuna Scorțeni. Păi eu nu domiciliu.
Nu e o buletină, e mort. Îl găsi mort în casă. E mort, de aia a avut domiciliu. A avut domiciliu. Ultima dată. Puteți expune situația, vreți să înțelegeți. Omule, hai că eu din ce știu, dacă vreți să vă lămuresc. Îi de la Șerpeni, a murit. El a avut calitatea de cu grad de persoană cu handicap. Nu mai fost la odată. Nu. Suma de bani. Debeau murit. Debeau murit. Ce? Da. Nu murit de om. Și nu a avut nici nu a avut drept, știți că doar pensionare primesc de la casa de pensii. Nu are niciun venit, l-au mormântat neamului și au venit cu facturi și trebuie compensat cum am făcut la... Dar are vreun bun pe numele lui? La primărie, figurează? Nu. Nu are nimic. Nu. Am la decizie foarte bine că am alergat ca să vină cu documentele în spate că atâtea facturi care le-au făcut cheltuie. Au fost bani alocați în... Nu s-a impune ajutorul, pentru că cei care l-au recoltat... Am dat și altora care au avut. Eu înțeleg, dar... Dar bine, eu n-am nicio... Suma asta, dacă se poate economisi... Dar era alocat pe buget, știți că punem în fiecare an pentru problemele astea sociale. Da. Nu zic. E caz social, nu e. E caz social. Și trebuie și ajutat. Da. Să punem la vot? Ajutați cei la bun. Da, la poliția să verifice. Dar iese din asistența socială. Dacă n-au bun. A murit fericit oricum, n-au auzit. A murit fericit, așa încă nu. Așa asta din Grigorien, la 41 de ani, tot fericit oricum. 43. Sau am înțeles 41. Mai 43. Acum am următorul proiect. E proiect de hotărâre suplimentar. M-auziți? E vorba de... La proiectul care a fost peste ordinea de zi. Dați un pic camera să vă vedem la față, dați un pic camera. Da, chiar dați-o mai și filmați-i pe ei, că eu sunt filmat de stop. Măi, oameni buni, Nea Avram, dacă îl cunoașteți, de lângă fostul dispensar veterinar, are o proprietate de teren pe Valea Câmpului, de unde trebuie să ne branșăm la sistemul de apă, apa brută care se duce la Valea Ujului. Se duce la Bacău de la Valea Ujului. Și omul, prin discuțiile care le-am avut, am fost la notar, am făcut act de dezmembrare pe suprafață, că noi trebuie să fim proprietari pe suprafața unde traversăm. Și unii vine, cum a făcut sprugariu, sistemul ăla de beton, așa vine și aici. Un cămin. Un cămin. Omul a fost de acord să ne doneze suprafața. Dar eu i-am promis, ca să știți, și de asta suntem și consilieri, să ne ținem și de cuvânt. Că noi, poate o să mai fie o parte consilieri, poate nu o să mai fie o primar, o să fie altcineva, până se termină și circula apa pe țeavă, e posibil să treacă alegerile. Chiar dacă ne apucăm, nu să știi când circula apa, că trebuie să branșezi oamenii în fine. I-am propus așa, omului, i-am zis eu, de inițiativa mea, să-i facem branșarea gratuită, pentru că ne-au donat terenul. E normal. Și 5 ani de zile, în limita la 5 metri cub de apă pe lună, compensare de către OATS Corțeni. Și eu trebuie să mă duc cu omul la notar, după ce aprobăm, că asta e procedura care mi-a cerut doamna notar de la Moineșul Pașcu, după ce am făcut desmembrarea, hotărârea Consiliului Local, că ne asumăm, acceptăm donația omului. Și asta e singura chestie. Și condiții. Condițiile nu sunt specificate. În contract se poate insera ceea ce a spus. Da. Nu știu, cine o să fie, să rămână. Să rămână. Da? Clauză. Da. Acum aș prins la vot, dacă ați înțeles. Cine este? Cine este perfect. Bun. Normal. Cam asta au fost, dacă mai ales la... Domnul primar, am o întrebare la dumneavoastră în legătură cu puzul. Cu pugul. Aș fi... Haideți ca să dau citire la articol și intră la întrebări și articolul 6. Articolul 6, întrebări, interpelări, informări la reprimarul și consilierilor locali. Cine se înscrie la vot? Domnul George, conceput ideea. În legătură cu PUG, ați spus că deja se fac niște plăți la el și va intra în execuții cumva, sau este deja executat. Am vrea să ne supuneți și nouă, să ne aduceți și nouă la cunoștință planurile respective. Limitele unde sunt, extinderile. Pentru că extinderea asta ar trebui să... De comun acord și cu și doamna Dici, o participat și o parte din consilieri care au fost pe aici, la propuneri, doar ce am propus nu neapărat să se poată și realiza o parte din ele, că sunt jonii cu alunecă de teren, care le exclud din sistemul, adică experții, nu noi.
Dar am făcut extinderi, unde mi s-au solicitat să le încadrat, sunt extinderi pe intravilan sănătoase. Și o să, da, uitați, la ședința viitoare o să aduc plan și zic, nici eu nu le-am, nu mi le-au furnizat încă, să le aduc, să le vedeți și dacă pe... E o mică modificare încât mai putem umbla la el. Asta zic, sunt cetățeni care solicită... Dar și pe Grigorene am luat în calcul niște chestii. Nu, dacă așa nu le pot spune, așa nu... Da. Nu, n-am hărțile la mine. Nu, așa nu are de exemplu. Pe Florești de aici este modificat. La Florești, să vă dau un exemplu. Deci partea care era între ulița Poștii și ulița lui Antonel, mijlocul ăla era extravilan. Stânga, intravilan, așa, l-am unit de la complex, toată partea va fi intravilan. La Florești, de la district, partea dreaptă, cum mergem spre biserică, până în spatele lui Ambăruș, unghiul ăla tot, acolo l-am trecut intravilan. Da. La dumneavoastră, la proprietatea și de Grânine, de la Cornel, linii dreaptă până în colțul pădurii la Neghiță Mihai. Deci tot colțul ăla din dreapta, de la noi, că și eu am jumate da, și da, dumneavoastră, da, totul va fi intravilan. Pe Grigoreni, unde mi-au solicitat... La Scorțeni numai atât? Am, la Scorțeni am vorbit. La Scorțeni am făcut de la doamna Avram până toată partea aia intravilan, că e poziție de colțului casă. Și m-am gândit de la Calitie. Da? Da. Deci am la domnul Zangirescu, Mihăiță, toată partea aia acolo, și la gelul, și la așa, tot ce mi-a permis, am extins. Da. Și pe Grigoreni avem. Păi le aduc. Da. Vă dau un exemplu, ulița care duce de la Cămin spre terenul de fotbal, cum s-a terminat ultima casă pe stânga, este totul extravilan. Sunt oameni care vor să construiască acolo, în zona respectivă. Unde? În Leu? Da, spre Leu, da. De la ultima casă, de la... În partea stângă. În stânga sau în dreapta? În stânga, că în dreapta e stânga. Pe dreapta stânga. Nu trece acolo. Și e slab. Da. E pășunea. Nu, acolo e intravilan. Nu era, pășunea vă spune. De la Marița. N-aș vrea să ne trezim cu el în ședință, să-l supunem la vot și să nu avem limite. Dar eu nu-l aprobăm până nu am. Și vă prezint hărțele. Și discutăm atunci. Ce se poate... Vă rog, cine se ocupă de planurile astea? Măsurătoarele, pe de asta spun, că eu pot să le solicit. Măsurătoarele sunt la Toposistem, da. Ei se ocupă și doamna care îmi face lucrările de prin Bacău, nu știu cum o cheamă, în fine. Au măsurători, da? Este important, că... Da. Toposistem. Au fost, mi-au... Am... Păi bine, ce... Deci eu le am. Când? La ședința viitoare le aveți. Mai bine electronic ar trimite... Pentru cine vrea? Eu vreau un format electronic pentru că sunt... Cu dragă inimă. Nu, ai consemnat, da? Da, da, ok. Următorul Uzbek să va face 20 de ani. Da, actualizări fac din 10 în 10, dar Pugu peste 20 de ani, da. Pe noi, că e bine, că ideea este că sunt oameni care vor să construiască, vor să facă ceva și după aia... Deci eu chiar am gândit logic și m-am mai și informat de la doamnii care... Dar știi, iar aici la ieșirea din Scorțeni, pe dreapta și pe stânga? Unde? Exact, imediat, să termină casele la Scorțeni. O parte este Mlaștină. Partea dreaptă, cum te duci în spre Grigoreni, acolo e Mlaștină. Și dreapta până la urmă. Nu e Mlaștină. Dar la partea dreaptă, da, specialiștii vor spune. Da, am vorbit cu ei și au zis partea dreaptă și Mlaștină. Bine, atunci pe partea stângă se poate face. Cum să nu știu? Partea stângă știi? Partea stângă nu știu. Nu, pe partea stângă știu. Dar nu poate. Păi ce-i prins? Pe partea stângă, da. Ce-i prins? Da, Acoperișul, compensarii cu cheltuielile de chirie. Totul ne-a luat în ședință, ați hotărât că nu se închiriază.
Corect. De ce? Păi, dar nu în ședința hotărât. De ce să se hotărât? Eu am ședință de coasă. Puteți vă vedea. Da, da. Eu am ajuns să vă vedea. 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 Lasă că s-o pun cu trufele, lasă. Da, da. Nu știu, păi, adică zic, nu știu. Dacă stă așa și plouă în ele, mai bine? Păi, dacă nu a fost poliția. Nu a fost poliția, știi, nu a fost și nu a fost. Trei ședinți au fost în care s-o discutat. Trei propuneri s-o respins. O să fie în stare primăria să găsească. Normal ar trebui acoperit, nu-i convine omul ca să plătească. Nu vreau să plouă în el? Da. O locați cu aia. Ce faci cu aia? Ce faci cu aia? Stai în el 15 ani. De când a plecat Ramona de acolo, din 3 ani de zile? A fost renovat foarte bine, era ok. O mai investi cineva ceva în el? O mai locuie cineva? Ăla rămâne... Ba da, ba da, domnul e tot fost. Și domnul polițistul care a venit acum pe zona noastră nu a avut unde să stei. O căutat chirii timp de o lună și ceva de zile. Primăria... Păi nu, chimri, și ăla i-a amenajat. O găsit chirii la cineva, nu o găsit în nicăierea. Deci noi ca și comună nu avem un loc în care vine un medic, un polițist, un reprezentant din altă parte. Să facem apartament, o să măsilăm și o să fie necolegi. Să-l avem de protocol. Să-l găsească să facem. O dată pe primărie ar fi normal. Da. E bunul primării. Da. Da, stați că n-a terminat. Mai aveți, am solicitat acum două ședinți, nu, asta e a treia. Domnul Mar, să faceți, să luați în calcul copiii de pe dealul Dragomirei, să vedeți cum puteți face să-i transportați și pe dâns și la școală. Eu am vorbit cu directoarea de la școală. În primul rând... Ba da. Pentru că listiți programul. Copiii nu mai ajung la timp la ore. Ce trebuie cu programul școlii? De-aia să vă implicați în problema asta, să găsiți transport pentru copii. Dar uitați ce vă spune și doamna contabilă și vă spun și eu că nu se transportă copiii din sat. Uite, spune, între localități. Normal, între localități. Păi și cum adică? Din satul transport. Cum? Omule, deci dacă directoarea, am vorbit săptămâna trecută, își face și poate să-și facă programul, eu am chemat-o și am discutat cu Ana. Da. Să depășește programul și întârzi copiii la oră, deci orarul copiilor. Am înțeles că se întârzi să... Dar nu conduc o mașină, dar... Nu trebuie să ne astăzi ca primar al comunii o soluție pentru a transporta copiii de acolo. Cum au dreptul toți copiii, trebuie să aibă șe. Păi atunci aș solicita și eu să vină și să merg și mie copilul de acasă, nu? Păi cam aceeași distanță, Mihăiță. Așa e bine. Nu? Păi și când ajung la 4 la serviciu, mă, la școală copiii. Să vină și copilul de la poartă. Păi adică e bine. Dacă e din sat de aici, nu? Să vină să-l lași pe-al meu. De ce strule? Dar uite să meargă, băi, omule. Păi da, dacă solicităm să... Dacă tot au alții fac, luau microfon, să fac. Cum e vă ăștia care vin din afară? Ia tot la Bibolet, de la Floreș, că e greu în Alvieta. Nu știu, dar și dumneavoastră toți strugarii, vă zic că îl circulați toți. Luați copiii din toți strugarii, nu numai de la ce? Nu, strugarii, nu. Atunci ce de ce? De ce? Așa de tățuia, da. Strugarii, comuna strugarii. Păi comuna, da. Mă aduci de la Pietrițica, dar... Care stă la 200 de metri, la 300 de metri, la 500 de metri, veni pe jos. Adevărul care trebuie, nu poți să fac valorii pe toți. Deci eu am vorbit deja, dar dacă nu este cale de ieșire... Eu ca consilier sau domnul consilier care sunt, nu am nicio posibilitate să fac treaba asta. De azi ca primar puteți să... Eu pot, dar dacă școala după aia îi trece lipsă, că vin la câteva de oră... Alte idei! Alte idei! Microbus! La că suntem de bogat, mai trebuie un microbus. Facem și linii de califerată ca să aducem. Ce vorbim? Haideți, cine mai are? Deci un om singur nu-i poate face un singur șofer să facă astea trasei. Eu am să-ți fac un singur șofer. Doamna Faroano? Da, referitor la ce a spus domnul Sanfirescu, decât să mai investim într-un microbus, nu știu ce, să fac drumul. Dacă s-ar face drumul din Dragomirea sau să fie circulabil, deci unul care vine pe șosea cu pantoful, cu Adidas alb, nu poți să compari cu care vine din Dragomirea sau prin tău. Deci, asta e... Asta uitați, gândiți și cu șefa dumneavoastră, când are disponibilitate, să ne rugăm și face. Aici e vorba de zboare. Păi zic că... O parte din ele acum, dar până la cine n-ai să le faci. Dacă... Aici asta e spirul. Am băgat tuburi, am de captare, ce dracu ți-i mai puneți un microbus și da? Da, are dreptate, domnul. Asta e singura soluție, la zbucare suntem două microbuze. Da.
Da. E comuna. Da. Ce comuna? E mai mică ca asta. Mai mică. Da, da, ca suprafață. Ca întindere. Ca întindere. Ca întindere e mai mică. E mai mică. Cum? Cum ar fi și Bogdaneștiul, de exemplu, cum e și... Da, da. Mă rog, să nu dincolo. Păi și asta mai facem... Mai punem un microbus doar pentru Dragomirea asta? Copii și așa sunt scădere, ca să... Nu, 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 doamna Viciu, o jumătate de mașină de balastru pusă acolo la Tantianul sau unde zgăul de cel în spate la... Am început valea de alaltă ieri. Deci acolo nu mă oporțiuni, deci toată mașină, să străcă mașina. Știu, dar nu că e oporțiuni, că-s vreo 5. Aici, apa asta de aici, de la Nevaselit. Da, am făcut o traversare. Eu după mine, câtă secet a fost, nu are cum să curgă apa aceea. Deci eu stau pe vale și nu am apă în fântână. Și acolo se curgă. Acolo e plin, da. Și acolo, eu, după mintea mea de așa, eu mă gândesc că... Ce s-a efectuat? Nu mă oleagă. Eu cred că e o conductă spartă care vine de la bloc, de la așa, care se duce la la bloc n-are cum. Nu, n-are cum să fie de la bloc spart. 1100 de ani. Aia doar dacă e vreo canalizare de la vreo persoană fizică. Atât. Eu în rest nu are cum de la canalizarea primăriei. Eu n-am 1100 de ani. Nu, am zis că să se oprească că este apă, conductă de apă. Deci sau apă. Am oprit la apa cu apă, nu, un spontan, am oprit apa, să vezi cât tot curge. Aici dacă i s-a făcut de cineva, cum ai zis, da, s-a branșat cineva pe negre și nu vrea să fie. M-a fost și la bazinii, acolo la valică. Nu recunoaște niciunul, am întrebat. Controlul la mine curge. Că m-aș duce cu doi la ajutor social. Dar mă lasă să intru eu unul pe bucata lor să-ți adonez terenul. Dar mai avea eu solicitare la neastră. Deci aici... V-aș ruga să mai trimiteți polițistul local prin comună să observe acolo unde oamenii își depozitează pământul, iarba, în drum. Să le atragă atenția. Acolo unde observă că se scurge direct din ogradă apă, în drum. Să le atragă atenția, să-și facă șanțuri. Și la cantonul la districtul. Eu azi văd la televizor. Este bine de hotărâri de guvern venit. Să vă explic eu de ce ceva cu fosile. Fosile trebuie înregistrate. Că ai fosă ecologică, că nu ai. Că ai bazin, cum se făcea înainte. Cum am zice că e bun bazinul. Nu zice nimeni nimic. Trebuie să te înregistrezi care are fosă. Toată lumea. Care, dacă sunt oameni care nu se înregistrează și îl părăști vecinul sau așa, vine în... Deci, până la urmă, ce înseamnă fosă? Tot și veceul din grădină. Și veceul din grădină sau bazinul făcut din cărămidă sau din ciment, făcut unde vine... Dar dacă omul e de acolo, îl face arifos, ăsta nu s-o gândit la el. Și îl face rachiu omul, domnule. De ce schimbi vitanjă? El îl face rachiu, e treaba. Da, de la orice, mai nu am prețet. E treaba la cineva, omul poate îl face rachiu. Legea e dacă... Păi odată ce nu este canalizare, nu este nimic, nimic, fac eu pe banii mei, vrei să... Păi te registrezi cu fosa ca să se facă canalizări, și legarea la o canalizare o să coste 5.000 de euro. O să primească 1.900 de euro toți cei... defavorizați și restul toată lumea trebuie să lege la canalizare. Asta e legea. Cine face canalizare și stă într-o gaură trebuie să-l împingă la deal, că elicopterul să-l tragă cu tancul. Asta este. Nu știu dacă am lămurit-o și cum asta. Domn primar, să continuăm săptămâna asta, dacă ne ține vremea. Domn primar! Și contract de vitanjare. Trebuie contract nu cu cine. Nu s-a urmărit din partea asta. Păi dar îmi plătesc eu, îmi plătește arcimitatea. Terminăm ce ne-am propus săptămâna asta, dacă ține vremea.
Da, omule, și-a luat grimoare și intri în el. Voi v-ați învățat aici. Domn primar, primiți o solicitare pentru 7 hectare de teren cu panouri solare, mai știți ceva? Mai bine, mai bine. Nu cream, am avut și expert la expertiză, sunt în valori. Trebuie să aprobați în consiliu local valorile în jur de 3.000 de euro pe an, plus branș, cât avem noi economie. Da, ați promis că l-aduceți pe dumneavoastră aici. Da, au venit, doamnă, deci au venit doar expertul, noi n-am terminat hârtirii. Când vin și vă supun la vot, atunci discutați cu omul. Da, merge, cum să nu? Declarație. Ca să ajungi ședința închisă. Să ajungi...